În 2016 am lucrat ca angajat la una din cele mai mari firme Hugo Padel din Spania. Pe viitor au început să iasă cât mai mult muncă externă și a trebuit să îmi caut băieți, să mergem la instalarea terenurilor prin străinătate. Mi-a plăcut foarte mult sportul, cât de repede evoluează în afară. Și am zis că de ce să nu construiesc și la mine acasă, în zonă, să promovez sportul ăsta, că e un sport nou, plăcut tuturor, inclusiv copiilor, tinerilor și celor în vârstă. Și de ce să nu-l aducem și aici în zonă, să-l promovăm și cu siguranță să fie plăcut tuturor, tot publicului. Da, este un sport, spun eu chiar, al viitorului, pentru că cuprinde tot mai multă lume din întreaga lume. În România această febră este deja în desfășurare, avem foarte multe terenuri în multe județe ale României, cu jucători deja profesioniști, foarte buni, care oricând fac față la nivel mondial. Uh-huh. Și ne bucurăm că a ajuns padelul și în Roma, în primele terenuri, inclusiv din județul Neamț. Și totodată vom inaugura aceste terenuri și cu un turneu internațional din agenda Prut Padel Tour, deci nu va fi o simplă inaugurare, ci chiar cu jucători profesioniști, cu domni, cu doamne, cu tineret și amatori. Deci este un bun indiciu că se dezvoltă padelul și pe această regiune a Moldovei, pentru că deja avem terenuri la Suceava, la Bacău, la Vaslui și trebuia și județul Neamț să se înscrie în această cursă, da. Va fi un regal sportiv, eu voi spune în continuare, neobișnuit pentru romașcani? Cu siguranță, pentru că știu că sunt obișnuiți cu tenisul de câmp, dar cu acest gen de sport încă nu și cu siguranță vor descoperi această ramură sportivă cu adevărat spectaculoasă, pentru că este ca un tenis jucat în boxă, noi mai populare spunem tenis de câmp în cușcă și cu siguranță se vor bucura de această nouă ramură sportivă și deja avem o reacție bună din partea cetățenilor de aici. Vedem deja pe pagina clubului că se înscriu foarte mulți părinți care doresc să-și aducă deja copiii și așteaptă să le spunem locația și când se deschide clubul. Care este pagina clubului? Gopadel Roman. Padel Roman, intrați ca să puteți afla mai multe detalii. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste lămuriri, în speranța că o să aflăm mai multe pe parcurs și ce să vă spun, așteptăm și noi cu interes deschiderea oficială și darea în folosință acestor terenuri. Vă mulțumim mult și așteptăm cetățenii din Roman să vină cu drag, pentru că mișcarea este necesară, un mod sănătos de viață și prin intermediul padelului cu siguranță îi va ajuta să fie mult mai energici, fie la școală, în câmpul muncii, nu neapărat pentru a îmbrățișa această ramură sportivă ca pe o carieră, dar să aibă un mod sănătos de viață, cu siguranță e binevenit. În curte l-am arsat la silozuri, pentru cei care cunosc, sau în spatele Maricoinului. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 276. Deschiderea oficială, punerea lor în funcțiune și darea în folosință către sportivi, când da. Anume se va întâmpla? Da, o să avem inaugurarea oficială cu un turneu de inaugurare care o să fie pe 6 și pe 7 aprilie și așteptăm tot publicul, dacă nu vine ca jucător, ca spectator, să vadă, pentru că o să avem jucători profesioniști din București, din Chișinău, din Iași, din Huș. Și așteptăm confirmarea și altor orașe care o să se înscrie la turneu. O să avem invitat special din Spania șeful unei dintre cele mai mari companii de ce fabrică padelul. Și o să fie lume și așteptăm tot publicul să vină să vadă jucătorii profesioniști și de ce nu să joace. Pentru că duminică o să fie și pentru amatori, începători. Deci o invitație la sport. Da, o invitație la sport. Că e destul de plăcut sportul și sigur o să prindă foarte bine și foarte repede.